experience in jiu-jitsu, radical indice 4 din 3. Radical indice 4, se dă binomul, nu? Da, binomul. Radical indice 4 din 3. Plus 1 supra, radical indice 5 din 3. Totul la N. Totul la N. Suma coeficienților binomiali de ordin impar este 512. Suma coeficienților de ordin impar este 512. Exact, cu 512. Adică ce a văzut un autor aici? Adică 2 la N minus 1 egal cu 512. Așa, da. Deodată 2 la N minus 1, dar a celor de ordine impar, adică combinări de el la câte 1, plus combinări de el la câte 3, nu e adevărat. Da, mereu ne-a plăcut. Adică ăla de pe poziție impare, combinări de el la câte 0, că e primul. Da. 1 al treilea, combinări de el la câte 0, combinări de el la câte 2, plus combinări de el la câte 4 plus combinări din N la câte 6 mai departe, egal cu 2 la N minus 1. Atenție! Noroc că șacelul de ordin par și șacelul de ordin par este aceeași valoare, suma coeficienților binomial, tot 2 la N minus 1, nu? Da. Așa. Și atunci, practic, autorul te-a pus în situația să vezi cât este N, da? Da. Și tu aveai așa, 2 la N minus 1 egal cu 512, care îi face 2 la a 9, da? Da. Atunci e minus 1. E minus 1 egal cu 9. E egal cu 10. E egal cu 10. Aflați termenul din mijloc. Deci T e egal cu 10, acum revenim și îl spunem la 10, da? Da. Termenul din mijloc. Câți termeni sunt în mod normal dacă aplicăm la 10? 11. 11. Există mijloc? Da. Că altădată nu există mijloc. Dacă N este impar, un număr par de termeni și atunci 2 la n-ai mijloc. De data asta, da. Deci, s-a pus problema lui T cât? T6 este mijloc. T6 egal cu 5 plus 1. Care înseamnă T6 egal cu T1 al 6 egal cu T5 plus 1. 5 plus 1 egal cu combinări de 10 la decât 5. Da. Ori radical indice 3 din 4. Radical indice 4 din 3. 4 din 3. La 5. Da. Ori 1 supra radical indice 5 din 3 la 5. Egal cu combinări de 10 la 10 de 5. Ori 3 la 5 pe 4. 3 la 5 pe 4. Ori 1 supra 3 la 2 pe 5, nu, 1 pe 5 totul la 1 pe 3, deci. 1 pe 3. Da, deci, 1 pe 3 rămâne, da. Da? Deci egal combinări de 10 la câte 5, ori 3 la puterea 5 pe 4 minus 1. Minus 1. Minus 1, da. Exponentul e 1. Da. 5 pe 4 minus 1. Și egal combinări de 10 la câte 5, la puterea 3 la 5 minus 4, adică 1 pe 4. Asta este termenul din mijloc. Combinați 10 la 5 se poate calcula. Câte se combină 10 la 3 de 5? 10 factorial supra 5 factorial la 5 factorial. 10 factorial supra 5 factorial la pătrat. Da. Și egal cu 5 cu 5 factorial ori toți factorii după el 6 ori 7 ori 8 ori 9 ori 10. Aici urmăriți la nu? Putem? Da, dar nu prea... 5 ori 6 ori 7. Supra 5 factorial la pătrat și duce factorial cu pătratul. Și acum 5 factorial înseamnă... 2 ori 6 rămâne 3, 3 cu 3. 4 ori 5 ori 6, da? 2 ori 3, 6 s-a terminat. 8 și un 2 la 6, care de-a face 3 și duce cu 8. De acord? Da. Și... ce rămâne? 7 ori 4 ori 9 ar trebui. 7... Nu, cred că... 5 ori 6. 2 ori 3. Au rămas un... 3. 3. 3. Ăsta cu 9 de aici. Rămâne un 3.
Și 10 lei? De ce n-am adus, am obosit? Calculul l-am făcut, păsați. Deci am luat un 2 și o 4, 8 și cop l-am terminat, 3 cu ăsta. Și a rămas 5 care îți duce cu 10 și mai 2 aici. Și face ca răspuns 7, care nu s-a dus cu nimeni, da. Ori 6. Face 42 la acolo, dacă nu mai te greșit. 42 ori 3 la urmă pe 4. Da. Ai ajuns aici? N-ai ajuns. Ai avut greșeală. Da. Știi unde e greșit? Aici e greșit. Acolo știi. Da? Deci am impresia că am avut un feedback, am făcut, am lăsat 3 ori acolo. Deci acolo n-ai sesizat, că e 3 la întâia și următorul. Dacă ne-ai făcut aici, gata, s-o deci încolo. Deci 3 la întâia, calculul de rutină, operație cu putere. Asta ai avut aici. Da. Da? Operație cu putere, 3 la întâia. Deci aici e la A5, ai zis bine. Da. Deci la putere, 5, aici la 5, 5, 5, s-a dispărut, a rămas 3 la 1. Cum sunt par două puteri care sunt pe bază scadă exponenții? 3 la 1 pe 4, care înseamnă radical ce 4 din 3, nu? Deci 42 radical ce 4 din 3 ar fi fost răspunsul. Corect. Da. Deci 42 radical ce 4 din 3. Deci nu ți-a notat. Ca să ai... I-a notat, da. Deci... Asta știu, știu că am rămas fără al doilea de rând și mi-a dat radical început din 3 de la combinare acolo, nu știu... Dacă ai făcut calculul corect. Da. Mai facem o dată de mine, 42 este. Ca să vă rog, mi-a simplificat ei. Deci, a, eu hai să luăm așa, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, cât? 1, 5, 5, 10, 5, 1, nu, 10, nu, 10, 10, 10, 10, 5, 1, dar nu ar să zic la 10 acum. Nu, trebuie să fac acum concret. Nu, ca... Da, deci trebuie să văd până la 10 acum. Da. Na, nu. De asta eram ca dată. Deci 10 factorial, să faci 5 factorial. 5 factorial ori 6 ori 7. Ori deci să fie încă la da? 5 factorial ori 6 ori 7 ori 8 ori 9 și ori 10 și bine, da? Da. 5 factorial ori 2 ori 3 1, ori 4 ori 5. Îl tai pe ăsta, zic 1 ori da. 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 5 factorial. Ăsta da. E 5 factorial. Deci 2 2 ori 3 cu 6 2 ori 3 cu 6 după 4 cu 8 5 ori 6 trebuie să mai scrie aici, da? Am uitat, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6 sau mai 5? Nu, 5, mai 5. 5, atâta. Așa. Și acum? 4 cu 8 și sus rămâne 2. 4 cu 8 și rămâne 2. 5 da. Cu 10 și rămâne 2. Și atunci, 7 ori 9 ori 4. 7, am găsit 7 ori 4. 9 ori 4, da? Da. Și cât 28 ori 9. Da. 4, 7, 28, ori 9. 7, 9, 63, ori 9. Da, 252 ori radical începe 4 din 3 și așa mi-a dat. 252, atunci dacă ți-a dat așa, e perfect. Greșisem noi. Da, greșisem noi. La televiziunea Prof. Online TV, ca să vă convingeți. Deci, peste o jumătate de oră. Poftim? Nu, nu uitați, dacă sunt la lecții, vă dați seama, sunt în spațiu de lucrez acum. Bine, bine, la revedere. Altceva? Albino. Zimă.
Radical din ce 3 din 2. Radical din ce 3 din 2. Plus 1 supraradical din ce 4 din 3. Radical din ce 4 din 3. Totul la puterea 120. Totul la 120. Se află în numărul termenilor iraționali. Să se afle în numărul termenilor iraționali. Deci, zicem, vorbește. T k plus 1 egal cu combinări de combinări de 120 la TK. Da. O radical din ce 3 din 2 la 120 minus K. Ori 1 supraradical din ce 4 din 3 la K. Egal cu combinări de 120 la TK. Ori 2 la 40 minus K supra 3. 2 la puterea 100... 20 pe 3 care e 40 minus K pe 3. 40 minus K pe 3, da. Ori 1 supra 3 la K supra 4. 1 supra 3 la K pe 4. Da. Și aici am spus, ca să fie... ca să aflăm numărul termenilor rațional, spunem că este rațional termenul respectiv dacă este multiplu de 3, 4, 12 și atunci... Și de 3 de 4. Da, de 34 din multiplu de 12. Deci, K-ul este multiplu de 12, da? Da. Adică, așa este, K egal cu 12 P. Și 12 P este între 0 și 100. Cum K-ul este cuprins între 0 și 120, înseamnă egalul său, 0 mai mic egal decât 12 P, mai mic egal decât 120. Împărțim prin 12. Da, împărțim totul prin 12. Da, să și... 0 mai mic egal decât... 0 mai mic egal decât P. Mai mic egal decât... 10. Sunt 11 termeni raționali. Fiindcă P-ul e de la 0 la 10, adică P aparține mulțimii valorilor 0, 1, 2, puncte, puncte, până la 10. Deci, înseamnă că sunt P termeni, da? Da. Deci termenii care nu mai conțin, sunt toți raționali și nu mai sunt iraționali, sunt T, când K-ul e, T, P-ul este 0. Este 0, atunci K este 0. 0. Deci T1. T1. Apoi T13. T1. Când K-ul este, când P-ul este 1, 12 și 1, 13. Apoi T25, adunăm încă un 12. T37. Și așa mai departe până la, până la 10. T121. Terminat problema, da? Corect. Dacă e lucrat așa, așa. Da. Așa. Și ultimul. Da. Cu termenul maxim. Ia să vedem. 3 supra 8 plus 5, plus 5 supra 8, totul la puterea 60. Deci, 3 supra 8 plus 5 supra 8, totul la? 60. 60. Termenul maxim. Așa. T max egal cu 5, da? Da. Cel mai mare din dezvoltarea de număr. Hai să ne amintim cum procedam. Ei sunt acolo în succesiune și la un moment dat un TK da, e maxim. Deci dacă e TK egal maxim. Nu, TK plus 1. Tu le zici TK plus 1 sunt maxim, da? TK plus 1 maxim. Atunci el este cel mai mare aici, TK plus 1. Și după el care din el... K plus 2 este mai mare decât TK plus 2 și, și mai mare decât în față, TK, nu? Da. Asta ar fi relația între ei. Deci am avea TK odată mai mic decât TK plus 1. Da. Și TK plus 2 mai mic decât TK plus 1. Și TK plus... Hai să scriu, scrie TK plus 1 membru stânii. Da. Ca să am același lucru. Deci ar fi TK plus 1 să fie mai mare decât TK plus 2 și tot TK plus 1 să fie mai mare și decât TK. Asta ar trebui să da. Se întâmple. Echivalent cu
combinat de K plus 1, combinat de 60 latic de K plus 1. Combinat de 60 latic de K plus 1. K plus 1. Ori 3 pe 8, totul la K plus 1. Nu este așa. Hai să ne amintim, de K plus 1 să scriem, de K plus 1, egal combinat de K, da. 60 latic de K. Atenție mult! Da. Deci câte K, da? Câte K. Locul întâi. 3 pe 8 la 60 minus K. Da. Ori 5 pe 8 la K. La K. Este mai mare decât combinări de 60, toate câte K plus 1 acum. Combinări de 60, toate câte K plus 1. K plus 1, că este K plus 2, deci cu unitate mai mică. Ori 3 pe 8. La 59 minus K. 59 minus K. Ori 5 pe 8 la K plus 1. Așa e bine? La... Păi da, pentru că se schimbă semnul. În loc de K punem K plus 1. Da. Și vine 60 minus K minus 1. Bun, bun, ai dreptate. La 5 pe 8. La K plus 1. La K plus 1. Și combinăm de 60 la decât de K. Scriu din nou pe ăsta, da? Da. Combinări de 60 plate câte K, ori 3 pe 8 la 60 minus K. Ori 5 pe 8 la K. 5 pe 8 la puterea K. E mai mare decât combinări de 60 plate câte K minus 1. K minus 1. Ori 3 pe 8 la 61 minus K. 61 minus K, aici, corect. Ori 5 pe 8 la K minus 1. Echivalentul. Simplificăm. Se duce 3 pe 8 la 59 minus K de tot pe exponentul. Se urmăi și eu că sunt obosit. La 3 la 60 minus K. Acolo se duce tot și vin acolo exponentul. 60 minus K, 59 minus K. Deci se duce aici tot așa și aici doar exponentul, da? 5 pe 8 la K se duce tot. Tot. Și rămâne exponentul de aici. Bine. 3 pe 8 la 60 minus K se duce tot. Asta. Pe exponent. 5 pe 8 la K se duce doar exponentul. Cu 5 pe 8 la K minus 1. Asta mai exponentul și asta tot, da? Da. Bine. Și dezvoltăm combinarea de aici. Avem 60 factorial. 60 factorial supra... Supra K factorial pe lângă 60 minus K tot factorial. 60 minus K tot factorial. Egal ori 3 supra 8. Așa. Ori 3 pe 8 ăsta, da? Da. Mai mare decât 60 factorial. Supra K plus 1 factorial. Da. Pe lângă... 59 minus K factorial. 59 minus K factorial. Ori 5 pe 8. Ori 5 pe 8. Și? 60 factorial. Supra K factorial. Pentru 60 minus K factorial. Ori 5 pe 8. 5 pe 8. Mai mare decât 60 factorial. Supra K minus 1 factorial. Da. Pe lângă 61 minus K totul factorial. 61 minus K totul factorial. Ori 3 ori 3 pe 8. Facem simplificare. 60 factorial 60. Da. K factorial cu factorial. Factorial de la 60 minus K cu 59 minus K factorial. Deci ăsta cu tot ăsta. După jos, 60 cu 60. Da. Factorial de la K factorial cu K minus 1 factorial. Complet K minus 1 factorial. Da. Factorialul, da. Și 60 minus K factorial se duce complet. Cu și factorial de aici. Și înmulțim cu 8 ca să scăpăm din... Deci cu înmulțim cu 8 peste tot. Adică da. Renunțăm la numitor. Da. Și vine 3 supra... 3 supra 60 minus K. Mai mare decât 5 supra K plus 1. 5 supra K plus 1. Apoi, 5 supra K. 5 supra K. Mai mare
decât 3 supra 61 minus K. Mai mare decât 3 supra 61 minus K. 61 minus K. Echivalent cu? Aducem la transmitor. Și a venit 3K plus 3. 3K plus 3 mai mare, mai mare decât 300 minus 5K. Minus 5K. Și jos. 5 ori 5 ori 6, 305. 305 minus 5K minus 5K mai mare decât 3K. Este valentul. 8K. Că 5 cu 3 fac 8, da? Da. 8K. Este mai mare decât 297. 297. Și 8K este mai mic decât 305. Te retindești, da? Da. 8K mai mic decât 305. Și... adică, de fapt, 8K e cuprins între cine? 297 și 305. Între 297 și 305. Împărțim totul prin 8. Și echivalent, v-aș spune că 297 pe 8. Adică 37,1 37,1 mai mic decât K. Mai mic decât 38,1. Și K-ul cât este? 38. K-ul egal cu 38. Deci rezultă K egal cu 38. Este vorba din trebul care se află acolo, da? K egal cu 38. Înseamnă care este acel maxim? T max este T39. Deci T max egal cu T39. Corect? Corect. Dacă ai făcut așa? Așa. E perfect. Bravo! E, Andreea, încep să ai satisfacția, efortul depus zi de zi. Avem, cred că, o lună și jumătate. Sau două luni aproape. Avem. Da? De când muncim zi de zi. Sâmbătă, duminică, Vlad, așa se obține treaba. Da. Deci nu azi viu, trei zile nu mai viu, nu știu ce, nu știu cum. Da. Și șanse foarte mari că ea vă oferit ocazia ca să vă uitați pe interes de lecțiile. Și numere complexe și tot felul. N-am stat deloc ecuații trigonometrice exponențiale, nu știu de ce deloc, dar de foarte multe ori, de multe chestii. Concluzia este că prin efort, la nivelul acela care erai și erai într-o panică destul de mare când te-am descoperit, iată că după două luni de zile de muncă, începem să avem un alt statut în clasă. Tu îmi povesteai chiar la clasă te simți altfel. Colegii nu mai te tratează ca pe eleva care a venit de la filologie și care n-are cunoștințe. A nu se înțelege că nu avem mult de recuperat. Goluri sunt foarte multe, enorm de multe. Te poate, când nu te aștepți, poți să fii sancționat. Da. Dar nu... hai că să-ți povestesc ceva. Seamnă situația ta cu a mea, a celui care am terminat liceul de la Podul Turcului. Vă spun, era cel mai bun din toate generațiile care au fost, care au trecut pe acolo. Așa. Pe care profesorii le au întâlnit. Dar era atât de slab când am intrat în competiții, încât m-am speriat. Odată ajuns la facultate, am constatat că mă uitam, eram foarte exigent cu mine și foarte serios și foarte rău. Rău cu mine. Nu așa, nu joacă. Și vreau să înțeleg. Deci mă uitam la tablă și nimic nu înțelegeam. Nimic, absolut nimic, nimic, nimic. Pe cât de mare era efortul, pe atât neputința mea. Când am venit după prima parte, a fost vacanța de iarnă și urma să intrăm în sesiune. Iar eu am venit hotărât să mă las de facultate. Hotărât? Facultate. Facultatea de matematică. Unde? La Iași. Deci hotărât să renunț la matematică. Să, la facultate și să mă duc la Politehnică. Știam fizică foarte bine. Ați văzut că m-am implicat la copiii ăștia cu fizica. Aș fost un concurent puternic al președintelui.
Iohannis, a făcut, că azi l-a văzut la Cotroceni. El e profesor de fizică la bază, dacă așa a făcut fizica. Nu m-am găsit cu dânsul, sigur că am transmis ce am avut de transmis de la legislatura acolo, dar volumele de matematică și tot ce am făcut eu în sfârșit. Ei bine, hotărât să mă las de matematică. Și când m-am întâlnit cu un fost coleg de-al meu, coleg de bancă, era la Gigi Chitic, te salut Gigi, dacă vei urmări vreodată filmul ce-ți povestesc eu acum este realitate. Și el, când i-am spus că el era la ofițere la Sibiu, și când i-am spus că eu mă las de facultate, i-am spus, cum? Să nu te aud. Să nu te aud. Nu se poate, alții să strădui imens de intri, să ia admiterea. Era pe perioada în care era o concurență destul de bună. Noi am fost vreo 3 pe loc, parcă amintesc. Și tu să renunți? Nu-i posibil asta. Și îți amintesc că ai o forță extraordinară. Sigur vei ști. Sigur vei întrece. Și m-am întors atât de încrezător în puterea mea de muncă, încât m-am apucat de muncă, de lucru. Recitind cursul, mi-am făcut o viziune în ansamblu și am înțeles lucrurile că ele se legau. Dar eu nu le legam din urmă și aveam foarte multe goluri. Aveam foarte multe goluri. Asta vreau să spun. Așa. Și ce am reușit, mă rog, la disciplinele care le-am dat, am avut două examene, surpriza mare a fost pentru mine, că mi-am dovedit câtă forță am. Am povestit că mi-am picat ceva la analiza matematică. Da. Și o teoremă foarte lungă și una singură din tot cursul și aia mi-am picat. Asta a fost treaba mea. Dar nu m-am lăsat bătut și am reușit să iau o notă foarte bună acolo. Iar la... Iar la celălalt am luat 10. La logica matematică. Aveam logica... Era pentru mai când o făceam și acolo am pus totul la punct. Deci m-am dus foarte tare. Și trebuie să vă spun că din ceea ce era acest absolvent de liceu de la Podul Turcului, am devenit unul dintre studenții buni acolo la facultate și am terminat din grupa mea singurul băiat integralist. Integralist înseamnă ce? Toate examenele luate. Da. Dar de ce Profum mai de mai târziu avea să apară din această formă de lucru, de muncă? Da? Eu astăzi viu de la București, am alergat. Puțini oameni sunt acei la vârsta mea să fi fost capabili să vină și să apuc și să facă ore. După o perioadă de șofat, de București venind, pe București, șofat nu e deloc simplu să te plimbi de acolo până acolo pe București. Este o chestie foarte dificilă. Atenție maximă trebuie să ai. Maxim cu putință, așa. Orice greșeală mică e sancționat. Mai merg la București? Dacă mai merg? Să vă una... La sfârșitul lunii merge noua, pe 27-28. De ce? Nu, merg eu în weekend, prea că merge weekendul ăsta. Este un timp de facultăți și de asta, prea că merge zărdeam. Nu. Abia am venit, mă apuc de treabă, mă așteaptă Albin Licii pe capul meu, numai eu știu. Am lipsit 3 zile la el, e o problemă. Și n-a fost de mine? N-a avut nimic grijă de el? Da, nu știu să aibă grijă. E noua tehnologie asta, stucul ăsta, e altceva. Deci numai eu știu ce să fac acolo. Pe cum la matematică și la apicultură conduc acest domeniu cu nouă tehnologie totul deosebit. Și nimeni nu poate să facă ceea ce fac eu în fiecare clipă. Că de foarte multe ori fac lucruri pe care nu am făcut nici eu vreodată. Deci sunt într-o continuă, să spunem, tentativă și inovație și o continuă îmbunătățire a acestei tehnologii. Așadar, ne oprim mai să știi că chiar dacă mai pui vreo problemă, eu nu-ți mai răspund. Înțelegi? Andreea, sunt mândru de tine că ai reușit să te redresezi și am sesizat asta. Dialogul de la o zi la alta putatea, participă la toate lecțiile și chiar comentând și urmărind, înseamnă că înțelege. Dar avem foarte multe lucruri. Știu, noi suntem la început acum.
Asta trebuie să înțelegi. Suntem la început. Avem foarte multe lucruri. Dacă o ții tot așa, sigur că vei aduce o satisfacție mie și ție. Că putem. Chiar din condițiile astea. La revedere, dragilor. Pe curând.